vin pe stradă, ochii triști să-mi vadă. Nu e nimeni pe stradă să mă vadă cum plâng. Doar un gabor de seară ce-a venit ca să-mi ceară să-și aprind o țigară. M-a văzut lacrimând. Femei, femei, așa. E plină lumea de nebune. Cine v-a dus pe lume? Cine? Cine oare v-a făcut? Cine oare? Femei, femei, e plină lumea de nebune. Cine v-a adus pe lume? Cine oare v-a făcut? Eu. Și acel gabor de seară, gabor, ce-a venit ca să-mi ceară, a zis râzând către mine: de cât să-ți fie rău, mai bine să-ți fie bine. Femei, e femei, e plină lumea de nebune. Cine v-a dus pe lume? Cine oare v-a făcut? Bărbați, bărbați, e plină lumea de pansați, de supărați și de încordați. Alo? Nu știți decât să vă îmbătați. Ia stai să prind o dată, bea să vezi tu care-i treaba. Deci autorul a vrut să vă fac o imagine a ceea ce se întâmplă. Deci pe scurt, care este cadru larg, stradă goală și brusc prin plan cu focalizare pe el, singur plângând, iar lacrimile cade, camerele merge cu ele și face o baltă mică ce simbolizează nesfârșirea. Apoi amorsă pe Mărgineanu, care se transformă în plan întreg, și după asta în plan american pe gaburile care n-are foc. Aici apare flashback în sepia cu Mărgineanu, care își aduce aminte că are un foc. Oricum, finalul ne prinde cu o atmosferă intimă, plin plan cu soarele, care sugerează că apodictic, vorbind de evoluția epistemologică a poveștii, alta decât lacrima lui solist, care plânge dragi pe la emotivul femei. Și pe fundal se aude o grasă nebună care țipă, ca să dea senzația de continuitate. De casa de casa. Bărbați, bărbați, e plină lumea de pansați, de supărați și de încordați. Nu știți decât să vă îmbătați.